toți ce primim noi, ce vindem și avem, lasă niște amprente, niște impresii care le trăim, le vedem, le vedem, niște urme. Nu știm, fără să... De ce fac? De ce faci cu mare călugări de mănăstire? De lume. De ce faci de lume? Tentațiile lume. Primul, ca să nu vadă și să laudă. Da. Pentru că mergi pe drum și ai văzut. Așa, urmărie. Așa este. Și fără să vrei, tu nu te gândești la el de vei și murdăria asta de pistol a stat o pată da, pe tine. Da. Mai încolo auzi, ceată cineva, niște cuvinte urâte, murdare, înjurături și chestii. Nu te limiești de acord cu ele. Dar au auzit, au rămas, în suflet. Te-au vătămat, te-au poluat. Te-au vătămat. Am o întrebare. Și atunci, toți ce am zis, toți, de ce? Că lucrurile au fost întâi de fugă de lume. Asta se termină. Toate aceste impresii, noi nu le luăm în seamă. Nu se pare important. Spune Sfântul Maxim, de 10 telefon, te-ai fugit de lume. Nu mai vezi și nu mai auzi. De acum începe greu. Da, de acum începe greu. Pentru că impresiile și urmele păcătoase care le ai în suflet, le porți cu tine. Nu mai vezi și nu mai auzi, ai fugit de lume. Dar înăuntru tău zacă toate impresiile și toate rălele care le-ai văzut și le-ai auzit. Ca să le scoți, aceea înseamnă de nepătimire, să fii nepătimaș. Adică să nu te mai impresionezi rău, să le scoți din sufletul rădăcină. Foarte greu de scos. Și dacă îți vezi la televizor și dacă auzi la televizor cuvinte și mereu le auzi, să te părezi în sufletul meu și în vezi de mai scoți. Și te duci cu ele, purtând pe tații murdărit la sfârșitul veacului. Dacă Maria Egipteancă, 17 ani s-a chinuit în pustiul, când era nimic, ca să scoate impresiile păcătoase din sufletul ei. Nu se mai gândea la ele, postea măcar rădăcini buruiene. Și o chinuia vrăjmașul cu păcate în care le-a făcut 17 ani. Adică așa de greu să scoate ale impresiile. Până ce ori mele, mereu le bagă în sufletul meu și mereu îi văd. Numai când nu le scot, le mulțesc. Și cu cât impresiile sunt mai multe și mai des, cu atât rădăcina e mai adâncă și cu atât mai greu de scos. Deci, ce se vadă la televizor? Puțin timp câteva ani, dacă poți să-l zic într-o rugăciune, pentru un gând bun, pentru cei de oameni cerți, ce mă interesează că ăla a zis politic așa, că ăla a făcut așa, că ăla s-a omorât pe aia din America, din colo, toate nouătăți și pe... Ce folos sunt? Ca preot, te întreabă oamenii și să le dai un răspuns și dacă nu le știi... Nu e nevoie să le știu. Știu ce să-i răspund. Ce să-i răspund, da. Ce să-i răspund, oamenii, fără să le văd, fără să le știu.